CS Corvinul 1921, Hunea Doara, cum este de câteva zile denumire oficială echipei de fotbal din Urmea de pe malurile Cernei, își rea în această dupămasă pregătirile pentru viitorul campionat. Corviniștii sunt în așteptarea unei decizii federale cu privire la invitarea echipei pentru a evolua în eșalonul secund, conducerea clubului anunțând că sunt îndeplinite toate condițiile pentru ca formația Hunea Doreană să activeze sezonul viitor în Liga a doua. Noi suntem pregătiți pentru Liga a doua din toate punctele de vedere. Da. Acum ultimele luni a fost o muncă foarte, foarte mare, fiindcă a trebuit să depunem un dosar de licențiere către Federația Română de Fotbal pentru Liga a doua. Am fost obligați cluburile care sunt în fața să depună acest dosar de licențiere în cazul în care vom promova. Fiți pregătiți. Da. A fost o muncă foarte mare, fiindcă a fost 5 dosare foarte mari care trebuiau făcute și trimise la Federația Română de Fotbal pentru a le verifica și am obținut certificatul de licențiere pentru Liga a doua, condiții de participare la Liga a doua. Deci suntem, să spunem așa, cu toate actele suntem în regulă, ne-am făcut treaba. Deși dezamăgiți de ratarea promovării directe, cei care se ocupă de fotbalul hunedorean se gândește la generațiile viitoare, fiind pusă prima piatră de temelie pentru Academia de Junior a Corvinului prin înființarea unei clase cu profil de fotbal la Liceul Matei Corvin. Liceele din Hunea Doara sunt cotate foarte, foarte bine și sunt convins că cei care termină clasa 8-a au de unde să aleagă. În premieră la Hunea Doara s-a deschis o clasă de fotbal la liceul Matei Corvin, tocmai pentru a pune prima cărămidă la bazele a ceea ce a numit Academia Corvinul Hunea Doara. Acesta este meritul inspectoratului școlar, este meritul doamnei inspector Maria Ștefănie, că a reușit să aloce acest număr de elevi, această clasă la Hunea Doara. Primul antrenament al Corvinului, care s-a despărțit în intersezon de Arnăutu, Buș, Jairo, Damota, Bedea și Giura, va începe la ora 18, însă evenimentul va fi precedat de o conferință de presă. În cadrul acesteia vor fi prezentați noi veniți la echipă, fiind vorba despre Kindri și Coman de la Petrolul, Mar și Mercioiu de la UTA, Borțoneanu de la Voluntari și Lupu de la Cugir și va fi anunțată și prelungirea împrumuturilor de la Rapid pe încă un sezon pentru Bradu și Lefter.